după masa aceasta putem să fim iar împreună, putem să lăudăm numele Domnului, să-i cântăm cântări de laudă și de slavă, putem să ascultăm cuvântul Domnului și cât de mult aș dori ca prezența Domnului să o simțească fiecare în Domnul nostru. Doresc să citesc câteva versete din Psalmul 20, după care vom chema prezența Domnului în mijlocul nostru. Vorbește în felul următor, începând cu versetul 1. Să te asculte Domnul ziua necazului. Să te ocrotească în numele Dumnezeului Iacob. Să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-ți aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să te primească, să-ți primească ardele tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Amin. Amin. Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze în după masa asta, să ne împlinească toate planurile care sunt după voia Lui, ca să cântăm cântări de laudă și să ridicăm steagul biruinței către Cel ce este veșnic viu. Plecăm capul, inima și ne vom ruga Domnului. Te adorăm în fericire, Domn al glorii cerești, ce curață-ți de iubire, inimile ne încălzești. O alume rău și ceață, de durere și păcat, și ne luminează viața. Și astăzi ești aici în casa de rugăciune.
Toate noutățile din lumea aceasta parcă ne înspăimântă. Îi înspăimântă pe împărații lumea acesteia, cu tirate, cu tot felul de oameni care merg în public și se ne ucid acolo. Au devenit o groază pentru mulțimea din afară. Se tem oamenii. Dar pentru noi, biserica, este un semn de alarmă să fim gata de momentul când vom întâmpina femeile. Și de aceea vrem să ne pregătim în vremurile acestea. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fie că vei intra într-un magazin și nu te vei mai ieși de acolo. Fie că vei urca într-un autocar și nu vei mai te întoarce spre casă. Fie că vei pleca pe calea aerului într-un avion acolo. Tot timpul, drag tânăr, drag frate și soră, vreau ca să fii pregătit pentru întâlnirea cu Domnul. De aceea venim în serica acestea aici. Ca să cerem milă, iertare, îndurare și pregătire pentru întâlnirea cu Domnul. Fraților, în următoarea rugăciune aș vrea ca să citesc câteva cuvinte, mai rar sunt citite, dar un psalm care spune cuvântul astfel, psalmul numărul 13, pagina din Biblie, traducerea Fornelescu 559, unde cuvântul spune astfel: Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm în somnul morții. Ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei atunci când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii tale, când Domnului, căci mi-a făcut bine. Amin. În seara aceasta, poporul Domnului, aveți motivul acesta ca să cântați Domnului? Aveți motivul acesta ca să lăudați pe Domnul pentru că Domnul v-a făcut bine? Dacă Domnul v-a făcut bine, dacă Domnul ne-a făcut bine, suntem datori aici, pentru că spune aici așa, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă, din cauza ce? Că trăim în America? Că avem baza cea mai bună pe lângă casele noastre? Pentru că dolarii și accounturile sunt în toată ziua lângă noi? Nu, fraților, cuvântul spune aici așa, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Amin? Doamne, ajută-ne ca această bucurie a mântuirii să o simțim în viața noastră, să o trăim și cei din jurul nostru să vadă că noi suntem răscumpărații cerului și suntem gata ca să mergem dincolo, unde Domnul Iisus a mers să ne pregătească un loc. Fraților, în urma acestor cuvinte, aș vrea ca să îngenunchem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, îți mulțumim mai întâi pentru bucuria mântuirii care ne-ai dat-o nouă, slăviță de Domnul. Pe lângă că ți-a dat casă și masă și parcă hambarul ți este plin, e bun, e binecuvântarea Domnului, îi mulțumim pentru aceasta. Dar cel mai mult vreau ca să-i mulțumim Domnului pentru că El ne-a dat bucuria mântuirii. Oamenii mor în stradă, oamenii mor prin magazine, cum spuneau, dar cei ce nu au, au poate bani, au poate case palate, dar cei ce nu au, nu au siguranța mântuirii pentru viața veșnică, nu au siguranța mântuirii pentru că când se termină cu moartea, pentru ei este ceva groaznic. De ce? Pentru că nu au siguranță în cei ce va urma mai departe, în veșnicia unde vor păși, dragii mei. Pentru Biserica Golgota, pentru răscumpărații din Biserica Golgota și pentru Biserica Universală, moartea nu este o spaimă, moartea este numai o virgulă între viața de aici și trecerea în dincolo în eternitate. Haideți ca să ne rugăm Domnului să-i mulțumim, pentru că El a pus în noi bucuria mântuirii și Domnul este de partea noastră. Amin. Ne rugăm Domnului. Orice pas Iisus mi-l conduce, slavă Lui, slavă Lui, mă născântă El mi-a duce, slavă Domnului.
face, El conduce, slăvit să fie Domnul. Fraților, Iisus ne conduce pașii noștri, dar de datoria noastră ca fiecare muritor, avem o obligațiune înaintea Domnului ca să vedem și noi asupra pașilor noștri. Este adevărat? Iar datoria Domnului numai să ne vegheze pașii noștri? Sau este datoria noastră, dragi tineri, frați, sorori în vârstă, ca să veghem asupra umbretelor noastre, ca să veghem asupra căilor noastre și asupra faptelor noastre? Așa ne spune cuvântul Domnului. Iisus te păzește, dar te păzește până în momentul unde tu ești conștient de ceea ce faci, dragul meu. Iisus este cu tine tot timpul, dar nu văd în bunătatea lui Dumnezeu așa numai un profit, că Domnul e bun, Domnul te ocrotește, mă arunce la o înălțime, că Domnul e cu mine. Fraților, orice pas Iisus mi-l conduce, dar El lucrează împreună cu conștiința, cu inima noastră, cu gândirea noastră, cu umblarea noastră, cu pornirea inimii noastre. Dumnezeu așteaptă ca să vadă ce alegem noi, dragii mei. Fraților, de multe ori avem pretenția că Dumnezeu parcă ne lasă la o vreme și parcă nu ne mai răspunde. De multe ori avem pretenție că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Și unii mai îndrăzneți încă încearcă ca să spună, a uitat Dumnezeu de noi. Fraților, Dumnezeu, să știți că nu uită de nimeni. Dumnezeu este acela care a spus, dacă o mamă își va uita copilul ei, chiar dacă se va întâmpla ca o mamă să-și uite copilul, spune că Dumnezeu nu uită niciodată pe cei care sunt răscumpărați de El. Slăviți să fie Domnul. Fraților, este o seară în care vreau ca să vă motivez, să vă încurajez, ca să fim mai uniți în puterea rugăciunii, ca să fim mai uniți în ceea ce de fapt cuvântul Domnului ne vrea. Și atunci chiar când vor veni veștile acestea îngrozitoare, pentru noi, pentru copiii Domnului, să nu fie ceva înspăimântător. În zilele acestea, cum spuneam, am vorbit cu frații mei, locuiesc doi frate acolo în Paris, și spunea Alexandru, lumea e în panică, lumea nu știe ce să facă, se teme lumea să iasă la magazinul, la producție, se teme lumea să meargă la serviciu, pentru că nu știu unde se poate întâmpla iar o nenorocire mai mare ca cele care s-a întâmplat în zilele acestea. Și atunci i-am spus, auzi, este unul care este în controlul tuturor lucrurilor, dar te rog, fiți atenți și achitați-vă datoria care este de față de noi, care trebuie să o facem. Fraților, acest cuvânt numai pentru Franța, pentru Germania, pentru Europa, este cuvânt este și pentru noi cei de aici din Statele Unite ale Americii, pentru că se pot întâmpla multe lucruri și aici, dar știu una, că Dumnezeu este acela care a spus că va fi de partea noastră. Psalmistul David, în Psalmul cu numărul 20, un cuvânt bine cunoscut, unde cuvântul spune astfel, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului Iacob, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt și să te sprijină din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească ardere tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul lor puternic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă Domnul pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Fraților, un cuvânt așa de bine cunoscut, un cuvânt cu niște adevăruri atât de mari, un cuvânt care cuprinde și responsabilități din partea noastră. Un cuvânt în care spune cuvântul să-ți dea tot ce-ți dorește inima. De multe ori parcă am dorit toate lucrurile cele mai strălucite din lumea aceasta. Pe când Domnul ne spune că noi ar trebui de fapt să dorim altceva. Spunea cuvântul în altă parte, ca unii care doriți laptele care, laptele duhovnicesc care se coboară de la Tatăl de acolo, în seara aceasta, dragă mamă, ai dorința pentru copiii tăi, ca bucuria aceasta care o
vedești case, să vezi mașini, poieți și nu știu ce acolo mai departe. Fraților, pentru cei care sunt răscumpărați de Domnul, vorbesc în dreptul meu și în dreptul casei tale, aș avea cea mai mare dorință ca la ziua Marelui Apel, copilașii care Domnul ne-a dăruit și nu știm care câți vor mai fi, vrem ca să fim siguri că dorința lui Dumnezeu este dorința noastră ca să-L slujim pe El până la capăt. Vreți lucrul acesta? Vreți în seara aceasta să facem, dragi părinți, o rugăciune specială pentru ca copiii dumneavoastră să... E bine dacă e trebuincioasă toate aceste materiale pe pământul acesta. Noi nu spunem că nu avem nevoie de transport. Noi nu spunem că nu avem nevoie de banul, de geabul, de tot ceea ce avem trebuință. Dar pentru noi am vrea ca să fie cu dorința aceasta ca copiii noștri într-o bună zi să știi că este unul din răscumpărații cerului. Este unul care se implică în cântare, în predicare, în evanghelizare. Fie că va fi aici un evanghelist, fie că va merge pe alte meleaguri unde va fi premeștioase. Am avea dorința aceasta ca copiii noștri să preia stafeta aceasta a slujirii. Nu am bogății cu banii, nu am bisul celor mai buni și mai profitabile, dar să preia lucrare de evangelizare, de misiune, de cântare, de slujire. Și atunci, dragii mei, când veți ajunge îmbătrâniți de zile, veți putea ca să spuneți: Doamne, slobozește în pace pe rugul Tău, pentru că văd că fiii pe care mi-ai dat sunt în slujba Ta și, Doamne, sunt gata ca să plec dincolo, pentru că toate mi-am pus casa în înduială și totul e bine. Fraților, haideți ca să ne punem la rugăciune încă o dată și să spunem: Doamne, dorința pe lângă sănătatea care o dorim copiilor noștri, pe lângă binecuvântarea care o dorim pentru copiii noștri, pentru nepoții voștri care o veți, Doamne, dorim, Doamne, ca acești copii ai noștri să fie mântuiți și Tu să-ți faci un nume de slavă din ei. Amin. Ne rugăm Domnului. N-a fost o carte străin și alungat, nici prea stăneau, nici tată, nici mamă duioșată, să mângâie vreodată obrazul de
la fiecare lucru și la cântare și la învățătură și la predică. Și am vrea în seara aceasta ca să facem toate lucrurile într-un mod care să-i placă Împăratului. Noi n-am venit aici ca să facem pe placul oamenilor, am venit aici ca să facem toate lucrurile pentru Cel care ne-a înscris la oastea Lui, care ne-a înscris în oastea Lui, ca să fim în totul așa cum ne cere cuvântul Domnului. Fraților, suntem într-un moment când vom face rugăciunea de cauză și este un moment care știu că unii poate l-așteptați. Sunt unii părinți care așteaptă și poate plâng în taină pentru situația din casa lor. Sunt unele familii care poate diavolul a dat lovituri mari cu divorțul, cu alte planuri de dezbinare. Sunt unele familii în care diavolul parcă a ridicat copiii împotriva părinților și nu mai ascultă copiii de părinților. Sunt unele familii în care suferința, boala, necazul e încă la ea acasă. Dar știu una că va veni într-o zi, va veni o zi când se vor termina toate aceste lucruri și aceste basmale care le-ați udat cu lacrimi, într-o bună zi vă vor servi ca mărturie înaintea cerului. Vreți în seara aceasta ca să mai plângem o dată pentru cei ce plâng? Vreți să mai plângem în seara aceasta într-o rugăciune pentru cei care situația lor e mai grea cum e a ta, din casa ta sau din casa mea? Mi-aduc aminte când am trecut în viață prin momente când am plâns. M-am gândit și am zis, Doamne, oare mai plâng și alții așa cum plângem noi? Și apoi Duhul Domnului mi-a arătat că plâng mulți. Și de aceea ne arată cuvântul că suntem pe un pământ unde boală, încercare, lacrimile nu vor seca până când, până va veni regele acela și ne va lua acasă și va spune, destul, destul, veniți acasă, dragii mei. Fraților, în momentele următoare vrem ca să mijlocim înaintea Domnului pentru cei care sunt pe lista, dacă este să se pună lista aici. Ne rugăm înaintea Domnului pentru cei care de mai multă vreme mijlocim pentru bolnavii din casa Domnului. Mă uit acolo de multe ori și văd acolo că sunt familii de ani de zile care sunt încercate. Avem tineri, avem de fratele tânăr Vadim în mijlocul nostru, avem familia lui fratele Petrică Gopșa acolo, la cel micuț Marcus acolo. Avem atâția, avem în vârstă și acolo Petru și Aurica Damian, care de atâta vreme stau în suferința acolo. Și parcă de multe ori, parcă am putea să spunem și noi, cum am citit din psalmul acesta 13, unde David spunea acolo așa, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri? Până când? Suntem oameni și carnea aceasta are o limită, dragii mei. Am zis și eu de multe ori lucrul acesta, Doamne, până când? Și când vedeai chinul acela în ochii tăi a copilului tău, când vezi chinul bărbatului tău, când vezi că se chinuie acolo și durerea parcă nu încetează, într-o bună zi te face să zici să vrei sau să nu vrei, Doamne, până când îngădui lucrul acesta, Doamne? Și atunci când zici lucrul acesta, îți dai seama că aștepți un răspuns foarte apropiat din partea lui Dumnezeu. Fraților, în seara aceasta, aș vrea ca să mijlocim înaintea Domnului pentru cei care au obosit poate în suferință. Și să știți că de multe ori în suferință se obosește, fraților. De ce? Pentru că spuneam că de multe ori și Duhul este plin de râvnă, dar spune cuvântul că carnea ce-i cu ea? Este neputincioasă, are și ea o limită în toate lucrurile acestea. Cu atât mai mult când să-l vezi că am de zile în porță, în brață și situația nu se schimbă. Cu atât mai mult când vezi că te rogi când din ce în ce mai mult și medicii în fiecare zi rețete întregi acolo de la medie, de la farmacie. Mi-aduc aminte când mergeam aici pe Glisan aici la farmacie aceasta, la Raitai de aici. Când mergeam la fereastra aceea să ridic medicamentele acelea, nici nu m-am mai întrebat care e familia, știa deja cine sunt și mi-aducea pachetul care e cu familia mea. Și atunci mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, când se vor sfârși lucrurile acestea? Și am încercat să fac ceva, am încercat și fiecare să încercat să schimbați ceva, dar a
poate, fraților, poate este vremea când se vor termina și la tine și în dreptul tău, dar vreau ca să se termine cu rezultatul de bucurie și de binecuvântare. Vreți lucrul acesta? Vă invit poporul Domnului să vă ridicați în picioare în seara aceasta. Cu mici și mari care sunteți aici, să venim într-o rugăciune cu cauzele acestea, cum spunem noi, cu dorințele noastre, cu nevoile, cu problemele. Și știm că Dumnezeul nostru nu ne uită, slăvit să fie Domnul. Am vrea să continuăm să ne rugăm mai în continuare pentru sora Lida Raducanu. Am auzit că este bine, dar vrem ca Dumnezeu să o facă sănătoasă pe deplin și să o vedem aici în mijlocul poporului. Să laude pe Domnul împreună cu noi, cu nepoții ei. Să laude, să mai plângă, să mai postească pentru cei atunci când au trebuință. Ați vrea lucrul acesta, dragii mei? Ați vrea ca Marcus Gopșa, care e de poatele Petrică, să fie un copil care acum la sărbătorile acestea să fie aici, să spună poezie, să cânte cântare? Noi știm că Dumnezeul nostru poate să schimbe, fraților. Ați vrea ca tânărul Vadim să fie unul din aceia care să vină aici să dea îndemnul la rugăciune? Ați vrea ca alții care avem pe lista aceasta să vină aici să scoată mărturii vie? Fraților, eu vreau lucrul acesta. Și dacă mai vrea cineva să ridice o mână în sus și vreau să vadă Domnul mâinile ridicate cu dorința că vrem rezolvare în dreptul celor care trec prin încercare. Dacă din partea fraților mai sunt cauze, mai sunt dorință, suntem gata ca să sprijinim în rugăciune. Îndrăzniți, dragi frați și surori, este timpul. Aleluia, 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 aleluia. Dacă mai este ce? Aduc și eu mulțumim Domnului și aduc familia lui Tatăl meu care are nevoie de Dumnezeu. Amin, Domnul să se îndure și să ascunde rugăciunea și dorința. Dacă mai sunt din partea fraților acolo. Dacă din partea soborilor sunt dorințe, sunt cauze, sunt mulțumiri, suntem gata ca să primim aici, fraților. Să rugăm. Domnul să asculte, Domnul să primească toate lucrurile acestea și știe El. Dacă mai sunt de la acolo, poate dorință, cauze, pot să te rog. Domnul să asculte, Domnul să lucreze la cauza. Domnul să se îndure de cauza și Domnul să vă binecuvinteze și să ia aminte toate dorințele noastre. Dacă prin ridicare de mână în haină sunt cauze, sunt dorință. Fraților, am vrea ca mâinile acestea să primească rezolvare și mântuirea mântuirii să fie peste fiecare casă. Am vrea să continuăm să ne rugăm pentru departamentul de cor din Biserica Golgota, să fim într-un timp când ne pregătim pentru sărbătoare, pentru bucurie. Și cum spuneam pe dimineață, nu vreau să ne arătăm noi ce putem aici, că suntem mari, mari specialiști din cântare sau în ceva. Vrem ca lauda Domnului să iasă din gura acelor coriști, din gura copiilor, la aceste sărbători, la aceia slujitori care vor veni aici, vor rosti binecuvântarea peste locul acesta. Vrem de pe acum ca să intrăm în pregătire, ca Domnul să reverse binecuvântarea și El să primească toată slava și cinstea. Vrem să ne rugăm pentru departamentul de școală duminicală, ca Domnul să binecuvânteze surorile acolo. Nu e ușor, care se ostenesc acolo cu copilașii, cu nepoții voștri. Vrem să ne rugăm pentru tineretul casei noastre, ca Domnul să-L întărească în slujire, în pregătire și în tot, și în tot domeniul de slujire în Biserica Golgota. Vrem să ne rugăm pentru frații care călătoresc cu trocul la distanțe mai lungi sau mai scurte. Vrem să ne rugăm pentru frații care lucrează în orice domeniu aici în Porta, fie că la construcție, fie că în alte domenii, Domnul să binecuvinteze. Lumea e în formă, parcă nu sunt, nu e lucru, nu sunt atâtea lucruri, dar știm că economia lui Dumnezeu nu a slăbit niciodată și Dumnezeu a spus că ne va binecuvânta și credem lucrul acesta, dar să ne rugăm Domnului, Doamne, binecuvinteze.
contează rodul muncii noastre și Dumnezeu să fie acela care să ne asculte. După ce vom rosti această rugăciune, îl rog pe fratele Dragoș ca să cheme numele Domnului peste cauzele acestea și Domnul să asculte de înălțimea cerească aceste cauze, aceste dorințe. Amin. Vreau să vă spun că dimineață un copilaș din cei ce cântau aici, doar vor cânta aici, Nathan, al lui sora Alina, nepoțelul nostru, s-a dus la sora Lidia și a spus, dă-mi o foaie. Și am întrebat, ce-ți trebuie foaie? Ce vrei să faci? Văd că mama lui să-i scrie o scrisoare ca să vii la biserică. Am gândit tot lucrul acesta. Copiii observă că mama e dus părinții noștri, și vreau să se roage, dar mulțumim lui Dumnezeu că astăzi avem biserică mult mai bine, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun că după aceea a operat o două oară, când s-a trezit, s-a uitat lung și a spus, eu am uitat să ordineți rochiile pentru cântărețele noastre. Foarte, foarte bine. De ce Domnul să fie lăudat în veci? Doresc să cântăm o cântare împreună cu grupa, în timpul care se va strânge colecta. Domnul să vă binecuvânteze și banul nostru și tot ce vreau, dar după care, tinerii copii pe care îi vedeți aici vor lăuda pe Domnul și ei cu o cântare, apoi corul bărbătesc. Ema va lăuda și ea pe Domnul cu o cântare, corul bisericii și fratele Alexandru va avea un mesaj în mijlocul nostru, Domnul să-l întărească, să-i dea putere. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai
Deschide inima chiar acum, Domnul să intre în ea. Orice păcat, orice bine vrea, Domnul o va purta. Al Domnului vrea să stări inima ta, prin nopți de durere,
Bisericii Ielin din Chișinău, în același timp responsabil de
evangelizare și misiune în cadrul Uniunii Pentecostale. Vreau să vin cu un cuvânt de felicitare, frăi. Să vă fericit cu acest locaș atât de frumos. Mai bine zis, cu această realizare atât de frumoasă care Dumnezeu poate ca să dăruiască copiilor săi. Glorie Domnului! Cu 2 ani în urmă am fost aici și împreună cu fratele Elie, fratele Sasha, am venit din clădirea aceasta, era doar pereții și ceva să lucra la acoperiș. Mi-a plăcut atunci începutul acestei realizări și astăzi pot să văd sfârșitul și după cât deja am auzit de la frații, pe 29 veți avea o deschidere oficială dedicării acestei case în slujba Domnului. Domnul să binecuvinteze. Mă bucur foarte mult, măcar că nu sunt acea persoană care să mă țină o biserică înăuntru. Dacă eu din istoria mea am construit la Corjăuț, apoi am plecat la Vișoara, am construit la Vișoara, iar am lăsat, am mers în Chișinău și stau în chirie în biserica. Totuși, scuzați-mă că vă zic lucrul acesta. N-aș vrea să fie aceasta ultima treaptă a bisericii dumneavoastră. Să fie doar un confort și atât. Să gândiți că este o treaptă care Dumnezeu v-a dat-o să pășiți pe ea și să mergeți la alta care Dumnezeu o pregătește. Să nu vă opriți aici. Că atunci când vă opriți de lucrat, atunci când vă opriți de slujit, se oprește și binecuvântarea Domnului. Dar atunci când suntem implicați în această lucrare, Dumnezeu continuă să reversă din belșug peste noi a sa binecuvântare. Glorie Domnului pentru aceasta! Vreau să citesc un cuvânt din care să avem o învățătură noi toți cei care suntem aici, în cei care sunt la spate, nu sunt deprins, de obicei la evanghelizare toți sunt în față. Nimeni nu este la spate. Un cuvânt care să fie o încurajare pentru noi, sincer, mă bucur pentru ceea ce văd ochii mei aici, această biserică, fiindcă țin mult la dumneavoastră. Aici am pe frate Alexandru, aici am mulți prieteni care sunt. În mod deosebit respect față de fratele Elie. Că aici, când m-am aflat pentru prima dată, deja sunt a 3-a sau a 4-a oară, am văzut, într-adevăr, o biserică care știe să mângâie, care știe să se roage pentru cei care sunt în durere și în necaz, și chiar știe să susține pe cei care au nevoie. Și respect foarte mult și mulțumesc Domnului mult pentru această biserică. Chiar astăzi mă gândeam ce legătură am eu cu frații din Ucraina, din Bucovina. Doar sunt din Republica Moldova, sunt din Corjăuț, acolo mi-am trăit mai mulți ani adeții, apoi deja am 13 ani în Chișinău. Dar când am fost la Corjăuț, am avut o legătură foarte strânsă cu cei din Bucovina. De fapt, și acum, în fiecare an, merg la toate seminarele care se fac acolo cu evangheliștii, mai merg la evanghelizări pe tot prin satele care se vorbește limba română. Și chiar mi-am dus aminte astăzi de un eveniment care mai tare ne leagă de frații din Bucovina. Cu 29 de ani în urmă, când ne-am căsătorit cu soția, la nunta noastră, frații care au predicat, frații care au oficiat căsătoria noastră, au fost tot din Bucovina. A fost frații de la Buda, a fost fratele Vasilie Zdorficianu, care au oficiat căsătoria. Multe lucruri ne leagă împreună. De ce cauză? Fiindcă avem un singur răscumpărător, care este Iisus Hristos Domnul. Dacă n-ar fi fost El, nu v-ați fi cunoscut și nu m-ați fi cunoscut pe mine. Dar așa, fiindcă El este El, putem să ne bucurăm, fiindcă El face lucruri minunate în viața fiecăruia dintre noi. Și cu siguranță, când ne vom întâlni acolo în ceruri, ne vom întâlni cu mulți, o mulțime mare, care nu-i cunoaștem, dar care ne vom bucura împreună o veșnicie întreagă, fiindcă aici împreună lucrăm la extinderea împărăției Domnului. Glorie Domnului! Vă invit ca să vă ridicați înaintea Domnului și ca să citesc câteva versete care le găsim scrise
în Evanghelia după Luca, capitolul 2 și cu versetul 25. Pagina Biblie a Bibliei Române este 988, a traducerei Cornelescu. Ne spune aici așa cuvântul. Repet, Luca 2, începând cu 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când a adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobade în pace robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Amin. Poftim, reocupați locurile. Mă gândeam și m-am rugat Domnul ca să-mi dea un cuvânt pentru seara aceasta, în primul rând pentru mine, fiindcă ori de câte ori un predicator vorbește pe locul acesta, în primul rând este pentru noi și apoi pentru cei care ne ascultă. Și având această bucurie în inimă la această frumoasă realizare pe care o aveți împreună cu Biserica, doresc ca să vorbesc despre așteptarea venirii lui Iisus Hristos. Așteptarea venirii lui Iisus Hristos, fiindcă știm că fiecare dintre noi așteaptă ca să vină Iisus Hristos, în mod deosebit cei care sunt în necaz, cei care sunt poate în durere sau în diferite strântoriri ale vieții, poate chiar să roagă, Doamne Iisus, o vină cât mai degrabă. Cei poate care au multe planuri, planifică, sau mai ales tineri care deja au planificată poate și ziua căsătoriei, spun, Doamne, mă îngăduie că trebuie să ne facem cu tare și cu tare lucru. Dar ziua aceasta nu o hotărâm noi. Nici cei care în bucurie, nici cei care în necaz, nici cei care planificăm. Și această zi o hotărăște unul singur Dumnezeu. Glorie Lui! Vedem aici, vreau să mă opresc în 25 versetul din care am vrea să scoatem trei gânduri. Și anume, din acest verset vedem că un om Simeon. Simeon spune că aștepta mântuirea lui Israel. Fiindcă Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va trece de pe pământ până nu va vedea anume mântuirea lui Dumnezeu care a adus-o nu numai peste Israel, ci peste noi toți neamurile, peste întreg pământul. Ca orice om care crede în Hristos să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și vedem că acest om l-a așteptat anume pe Domnul Iisus Hristos. Citeam într-o carte și vorbea, în această carte se spunea o istorie despre doi evrei. Unul care a crezut în Iisus Hristos că a venit și altul care n-a crezut, așa cum sunt mulți evrei care nu cred și astăzi, și așteaptă încă să vină Hristos prima dată. Cel deja care crezuse că a venit în el, deja îl aștepta să vină a doua oară, ca și noi. Și din motivul acesta era o ceartă între ei. Unul zicea că a venit și altul zicea că n-a venit, doar să vină prima dată. De la un timp au zis ei, măi frate, de ce să ne certăm? Oare nu amândoi așteptăm? Tu aștept să vină prima dată, eu aștept să vină a doua oară. Hai să așteptăm în bucurie, în pace, în liniște, să-L așteptăm să vină, că doar așteptăm să vină El. Bine, cel care îl aștepta să vină ca prima dată și nu credea că a venit deja și vine a doua oară, a spus, bine, eu sunt de acord cu tine, să nu ne certăm. Dar totuși, când va veni Hristos, eu mă să-L întreb, este prima oară sau a doua? Asta era în inima lui și nu putea ca să schimbe nimic. Dragă biserică, vedem că Simeon era un om care aștepta, fiindcă Duhul Sfânt i-a promis că va vedea. Și hai să vedem trei calități a acestui om care putem să le oferim pentru noi, ca persoană, și putem ca să luăm ca biserica lui Iisus Hristos, ca mireasa pregătită, care așteaptă mirile, care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Poate, într-adevăr,
trec zile sau săptămâni sau chiar și ani, poate care încă nu ne gândim că El vine, dar știm că lucrurile acestea sunt aproape, fiindcă însuși Domnul Iisus a spus ca să venim la măslin și vom vedea când va înfrunzi El, știm că ce? Primăvara este sau vara aproape. Și vedem că semnele care se întâmplă în jurul nostru deja vorbesc sau grăbesc venirea lui Iisus Hristos. Hai să vedem prima calitate care ar trebui să fie în mine și ar putea să fie în fiecare care îl așteaptă pe Iisus Hristos să-L întâlnească. Vedem aici, în versetul 25, spune că omul acesta ducea o viață sfântă. O viață sfântă. Omul acesta a avut promisiuni din partea Domnului că va vedea pe Hristos, Cel care a venit și a adus răscumpărarea întregii omeniri. Spune că El ducea o viață sfântă. Dacă vrei să-L vezi pe Hristos și dacă vreau să-L văd pe Hristos sau să-L întâmpem pe El, e nevoie de această calitate în viața mea și în viața dumneavoastră, anume să ducem o viață sfântă. Ce înseamnă sfântă? O viață pusă deoparte pentru Dumnezeu. O viață trăită împreună cu Dumnezeu. O viață în care nu mai este viața mea, ci este viața lui Iisus Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu și cine? Hristos trăiește în mine. Aceasta înseamnă să duci o viață sfântă. Dragă biserică, dacă suntem în așteptarea lui Iisus Hristos, dacă dorim să ne întâlnim cu El, e nevoie să ducem o viață sfântă. Ajută-ne, Doamne, la aceasta, că nu este simplu. Nici aici, în America și nici în Moldova nu este prea simplu. În zilele de astăzi, nu este simplu să fii un creștin adevărat. E simplu să te numești creștin, dar a fi un creștin adevărat, e nevoie să plătești un preț. Pentru a trăi o viață sfântă, e nevoie să plătești un preț. Și fiecare îl plătim, fiindcă deja Hristos întâi l-a plătit pentru noi. Și anume, nu El ne răscumpăra, spune Petru, cu aur sau cu orgin, dar cu însuși sângele Fiului Său, Iisus Hristos, glorie Lui. Deci ea se merită și noi ca să ducem o viață sfântă în acest timp de așteptare. Într-o istorioare spunea despre un tată care mergea cu copilul său la biserică și pe drum copilul îi punea întrebare o tată: tată, dar ce înseamnă sfinți? Noi vorbești la biserică despre sfinți, era vorba despre o biserică catolică care mergea această persoană, el scria până a se converti deja, anume la o biserică protestantă și el povestea istoria lui cu un copilul, îi dădea aceste întrebări și spunea: ce înseamnă un sfânt? Și tatăl spunea: un sfânt trebuie să fie un om pus deoparte pentru Dumnezeu, transparent, cinstit, un om care să fie deosebit doar pentru Dumnezeu. Nu, copilul n-a înțeles prea mult, dar atât a putut să spună tata ce înseamnă un sfânt. Au mers la biserică și în timp ce stăteau pe bancă la biserică, fiind niște geamuri așa mai lungi, cum sunt la clădirile a bisericilor catolice, și geamurile acelea erau pictate cu sfinți, așa cum are biserica. Și copilul privea la ceea ce vorbea, cel care vorbea în fața bisericii, și în timpul ce a răsărit soarele și bătea soarele prin acel geam unde era desenat acest om care este sfânt. Și copilul atunci îi spune lui tate: auzi, tate, așa trebuie să fie un sfânt, ca acesta de pe geam, care să treacă raza luminii, să treacă prin el și să lumineze clădirea. Exact așa trebuie să fie un sfânt. Pune să treacă lumina prin el, nimica nu este întunicos, nici o umbră întunicată, este lumina Cuvântului Dumnezeu care să treacă prin noi în acest timp de așteptare, că noi ducem o viață sfântă lângă Dumnezeu. Și toți cei care sunt de acord să zică amin, ajută-ne, Doamne, la aceasta. Ajută-ne la aceasta. Apoi, următorul lucru. Dacă primul este că acest om ducea o viață sfântă,
Următorul este că El aștepta mângâierea lui Israel. Tot în acest verset. O altă parte. El aștepta mângâierea lui Israel. Simeon ducea o viață sfântă. Simeon aștepta mângâierea lui Israel. Și vedem că era în templu când a venit sau când l-a adus pe Iisus Hristos părinții ca să împlinească tot ce a poruncit legea pentru el. A doua calitate care trebuie să fie a mea și a dumneavoastră, dacă doriți ca să vă întâlniți cu Hristos, este ca să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Ducând o viață sfântă, să fim și în așteptare. În așteptare. Și Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a înălțat la cer, le-a dat o poruncă ucenicilor. Eu mă duc la Tatăl să pregătesc un loc, acolo unde voi fi eu, să fiți și voi, dar voi, în timpul acestea de așteptare, voi, în timpul acesta, mergeți și predicați Evanghelia. Acesta este mesajul lui Hristos pentru biserică, pentru mine, în timpul așteptării să fiu cel care să proclam adevărul pe care îl trăiesc în viața mea la oamenii care sunt în jurul meu. În timpul așteptării, acest om Simeon era în templu, era în Ierusalim. În timpul așteptării trebuie să fiu în biserica lui Iisus Hristos. Trebuie să fiu în rugăciune, trebuie să fiu în slujire, trebuie să fiu în misiune, trebuie să fiu acela care să merg și să duc mai departe această veste bună a Evangheliei care Hristos mi-a descoperit-o în viața mea și în viața dumneavoastră. Fac aici o paranteză în ce privește în timpul așteptării. Cum biserica îl așteaptă pe Hristos astăzi? Cum eu personal îl aștept astăzi pe Hristos? Ce fac eu în acest timp al așteptării în care găsesc anume o însărcinare dată de Hristos pentru fiecare în acest timp de așteptare? Să meargă și să spună la toți despre Hristos. Știți ce am descoperit eu? Că pentru o biserică nu e o problemă să construiască o casă de rugăciune atât de mare, decât o problemă să aducă pe alți oameni în biserică. Să aducă pe alți oameni la ascultare sau să meargă și să predice pe Iisus Hristos. Nu vorbesc de contextul dumneavoastră, că nu sunt prea mult în America, doar o lună pe an și atât. Vorbesc de contextul din Republica Moldova. Pe noi cu Biserica deja Elin, așa cum am zis, în 2005 am început, deja în 2010-2011 am ajuns cam la 100 și ceva de membri și mai deja ne pregăteam doar să îl așteptăm pe Hristos, dar nu împlinind însărcinarea Lui. Știți ca cei ucenici care au mers cu Domnul Iisus să se roage, și Domnul s-a lăsat, a mers înainte să roage și a spus, voi rugați-vă. Și apoi când s-a întors, cum i-a găsit? Dormind. Și le-a spus, ce? Un ceas n-ați putut ca să vegheați? Deja nu mai putem să avem acest minim de rugăciune. Minimul de rugăciune a unui ucenic al lui Hristos trebuie să fie minim de o oră. Și deja nu mai putem să rezistăm o oră la rugăciune. Și atunci am spus bisericii, trebuie să facem o schimbare. Da, noi nu avem casă de rugăciune. Cu ajutorul Domnului, poate în anul viitor vom începe construcția casei de rugăciune. Fiindcă e necesar să începem, că astăzi nu mai încăpem în sala în care ne adunăm noi acum, în Office-ul Lumii Pentecostare, e cam de 200 de locuri și deja este plină. Deci ultima slujbă care am avut-o pe 25 octombrie, care am fost acasă, am avut deja 350 de oameni în două schimburi. Avem primul schimb la ora 9 și al doilea schimb este la 11:30 și ambele au fost pline. Slavă Domnului pentru aceasta! Și apoi vrem să începem a treilea deja după anul nou care va fi în limba rusă. Dar am spus fratelor și surorilor,
Hai să începem noi, în acest timp de așteptare, să n-ațâpim, să n-adormim, să nu ne iei altele lucruri care să le facem decât însărcinarea lui Hristos. Haide ca fiecare dintre noi, timp de 3 luni de zile, să găsim o persoană, să lucrăm cu ea, punem o dată de evanghelizare și să-i aducem în casa Domnului. Vreau să vă spun, a fost cel mai greu lucru pentru noi acesta. Mai ales creștinii care au 10 ani sau 15 ani de credință, a fost atât de greu ca din anturajul nostru să aducem oameni la biserică. Să apropie un frate de mine și spune că i-am dat mai multe însărcinări de evanghelizare și spune: frate Sașa, te rog, dă-mi ce vrei să fac altceva în biserică, nu mă pune să mă duc să evanghelizez. A spus, de ce, frate? Nu pot să spun la oameni despre Hristos. Atunci îl întreb, dar tu unde locuiești? Știe despre tine Hristos? O, nu știe. Cum? Acolo, în apartament, 3 uși care sunt lângă tine, nu știu oamenii că ești creștin? Nu știu, frate, unde am problema aceasta, nu știu ce să fac cu ea. I-a spus, bine. Mă gândeam eu, bine, nu știu cum, nici nu știam cum să-l iau ca să nu-l supără. L-am întrebat, bine, dar ce vrei să slujești în biserică? Și spune, o, dacă mai pune să predic, eu tare bine știu o predicare. Frate, dar ți-ai pus întrebarea, cui credește predica ta? Dacă tu nu poți spune la vecinii tăi, tu nu poți deschide gura că ești în biserică, că ești un copil al Domnului, tu nu poți strega în gura mare, în cine te încrezi și pe cine aștepți? Întrebarea mea este, tu mai aștepți pe Hristos? Tu ești gata ca să-L învime pe Hristos? Vreau să vă spun că e cel mai bun evanghelist astăzi. Și predică și merge și conduce și evanghelizează. Este cel mai bun evanghelist. Știți, nu e o problemă între cei care vin noi. Avem oameni care s-au botezat, fiindcă avem câte 3 botezuri pe an, care le facem, 2-3. Avem oameni care s-au botezat de un an de zile. Și când este vorba de evanghelizare, ei ne întreabă, dar câți oameni să aducem? 1, 2, 3, 10, cât să aducem noi? Ei sunt gata să ducă și 10. Și noi care avem câte 10 ani de pocăință, parcă ne-e rușine să aducem unul. Dar aceasta este timpul de așteptare al lui Iisus Hristos. Nu știu, cineva mi-a spus că aici, în Portland, sunt peste 150.000 de vorbitori de limba rusă. Dumneavoastră știu că știți limba rusă, că ne-a învățat și pe noi studenții, știu foarte bine. Predicăm în limba rusă. Sunt în jur de 50.000 de vorbitori de limba română. Atâția oameni care știu că aveți contact, fiindcă ne-am spus cu oameni care nu știu pe Hristos, încercați în timpul așteptării al lui Iisus Hristos să-i invitați aici, în biserică. Fiindcă la aceasta este chemată biserica să aștepte, predicând, lucrând la extinderea hotarelor împărăției lui Iisus Hristos, ca anume Hristos ne-a ales pe noi, nu îngerii. El nu folosește îngeri la evanghelizare, pe noi ne folosește la evanghelizare, pe ucenicii săi, cei care credem în Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că în Biserica Elim lucrează aceasta și oamenii vin la mântuire, vin la pocăință și este o bucurie. Este o bucurie. Aduc aminte când a fost frate Sașa cu 2 ani în urmă și l-am dus la o evanghelizare într-un sat. Ziua mare, o căldură și era un mic cambon și am spus, frate Sașa, aici e câmpul, predică, aici. Și el, dar cum? Fără microfon, fără nimica. Aici deja trebuie să fii ca ucenicii, ca apostolii. Trebuie să te audă tot satul fără microfon. Lucru care ne este lăsat pentru noi în timpul așteptării să evanghelizăm. Cu ajutorul Domnului, am deschis o biserică în Valul Vodă, la 30 de kilometri, o altă biserică Elim, în Cimișeni, la 20 de kilometri. N-am nicio casă de rugăciune, ne adunăm în casă de cultură. Și știm că într-o bună zi ar putea să fim dați afară. Dar ne ținem de aceasta, fiindcă vrem ca în timpul așteptării să facem ceea ce ne-a poruncit Hristos. Că dacă faci ceea ce a poruncit Hristos, cu adevărat l-aștepți. Cu adevărat l-aștepți. Atunci te gândești seara la Hristos, te gândești dimineața la Hristos, că lucrezi pentru El, că Hristos a spus unde este comoara voastră, acolo ce este? Și inima voastră. Dacă investim mult în biserică, investim mult
atâta în lucrarea lui Hristos, acolo va fi și inima noastră, cu acel gând ne culcăm, cu acel gând ne sculem și te rugăm, Doamne, te rog, ajută-ne ca în ziua de astăzi să fim cei care să te așteptăm cu adevărat. Eu așa spun la biserică, dacă ai văzut că a trecut o zi și n-ai mărturisit la nimeni despre Hristos, n-ai făcut nicio faptă bună, n-ai avut nicio ocazie să faci nimica pentru Hristos, nu te culca. Înainte de te culca, îngerunchează lângă patul tău și în rugăciunea ta de mulțumire, cel puțin mijlocește înainte Domnului pentru două, trei persoane care știi că sunt în nevoie, ca să nu fie ziua pierdută, căci Dumnezeu lungește firul vieții noastre ca să-L așteptăm și să fim folositori pentru împărăția Sa și pentru lucrarea Sa. Acesta este Dumnezeul nostru și noi ar trebui ca să facem lucrul acesta în timpul așteptării, în timpul în care Dumnezeu ne-L dă atât de favorabil la așteptare. În Republica Moldova avem o deplină libertate în ce privește predicarea Evangheliei. O deplină libertate. Chiar dacă avem criză economică, suntem fără guvern, am fost vreo 3 ani fără președinte, acum l-avem, dar parcă nu l-avem. Deci diferite lucruri foarte interesante se întâmplă în lumea aceasta. Da, biserica duce o viață sfântă, biserica este în așteptarea lui Hristos și avem această libertate ca să mărturisim pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Și vrem ca până în ultima clipă să fim cei care să facem acest lucru. Cred că și dumneavoastră ați privit întrebarea, de ce trebuie să construiți o casă de rugăciune? Acum vine Hristos, mâine vine Hristos. Da, mâine vine, dar mai degrabă vreau să mă găsească slujind Lui decât în altă parte. Mai degrabă vreau să mă găsesc să construiesc o casă de rugăciune decât în altă parte. Acele lucruri mi-a spus și mie. Frate Sașa, ai construit acolo, 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 aici ai. De ce îți mai trebuie o casă? De ce? Fiindcă să nu mă prindă somnul. Să nu-mi dea faraon de făcut caramist, mai bine eu slujesc în poporul Domnului. Mai bine să fac ceva pentru Domnul în timpul așteptării, nu cumva să pierde vedere că El poate să vină în noaptea aceasta. Nu cumva să pierde vedere de marea însărcinare pe care mi-a dat-o El. Îmi place de mult un exemplu pe care l-a dat un frate când eram încă în seminarul de la Kiev, fratele Bob McKay, un profesor care am deosebit respect față de el. El este american de aici. Și el spunea în felul următor, cum trebuie noi să așteptăm pe Hristos? Tot timpul să fim cei care să spunem la toți oamenii despre Hristos. Niciodată să nu treacă în care să spui cuiva despre Hristos. Și el spunea, dacă vine Hristos și eu stau în rând la magazin, așa cum este la noi, dacă este ceva bun la magazin, deja este rând, este coadă, trebuie să stai să iei lucrurile cele. Și el spunea, dacă stau în rând la magazin și vine Hristos și deja mă înalț la cer, în dreapta și stânga care sunt lângă mine, să știi că i-a apuc și ridic și pe ei în sus. Și în timp ce mă ridic în sus, îi întreb și pe unul și pe altul. Crezi în Hristos? Dacă spune da, îl țin. Dacă spune nu, îi dau drum. Până în ultima clipă vreau să o folosesc pentru slujirea lui Iisus Hristos. Dragă biserică, suntem în timpul așteptării. Ajută-ne, Doamne, ca să slujim cu adevărat. Ultimul lucru, fiindcă timpul deja a trecut, care era o calitate atât de bună care este la acest om și care ar vrea să fie și la biserică, este aceasta, ultima parte a versetului. Și Duhul Sfânt era peste el. Și Duhul Sfânt era peste el. Ceea ce este necesar să fie în viața fiecăruia. De a duce o viață sfântă, e nevoie de Duhul Sfânt. De a lucra pentru Dumnezeu, e nevoie de Duhul Sfânt. Dragă biserică, stimați frați și surori, e nevoie să stăruim să fim umpluți de Duhul Sfânt. Că atunci când se coboară Duhul Sfânt, atunci când ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt, atunci are loc, că noi numim, trezire spirituală. Atunci noi ne trezim, noi atunci deja vrem să ducem o viață sfântă, noi vrem deja să fim acei care să lucrăm pentru Hristos și deja suntem într-o mișcare continuă, fiindcă Duhul Sfânt nu ne lasă. Duhul Sfânt cel care vrea ca noi să lucrăm pentru El. Știți? Hai să luăm un exemplu. Luăm un exemplu de bucătărie. Dacă mergem, vedeți aici, în America, bucătării foarte sofisticate, cu utilaj electric, de care vrei. Acum totul face electronica,
tehnologiile moderne și așa mai departe. Hai să admitem la o bucătărie foarte frumoasă, nu știu, n-aș putea să estimez cât ar costa, da? O bucătărie frumoasă, scumpă, tare, cu toată tehnologia, dacă ei lua curentul, la ce folosește ea? E frumuseață. Mobilă. Mobilă, atât, mai mult nimic. Ei curentul nu mai face nimica. Eu numesc creștini de frumusețe. Să îmbracă frumos, vin la biserică frumos, să duc acasă și atât. Mai mult nimica, fiindcă nu-i Duhul Sfânt ca să producă aceea roadă care o așteaptă Hristos de la biserică. De ce e nevoie de umplere cu Duhul Sfânt? Ca noi să producem, ca noi să fim cei care să umblem anume în acest adevăr al lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Eu doresc atât de mult această biserică împreună cu mine să-L așteptăm pe Hristos, anume, ducând o viață sfântă. Să-L așteptăm lucrând pentru El și să ne rugăm ca zilnic să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin. Actualmente, în Republica Moldova este un timp de libertate în mărturisirea credinței. Dar cel mai important este că oamenii sunt deschiși și interesați de a afla mai multe despre Dumnezeu. Prioritatea pentru Biserica Elim și Uniunea Bisericilor Pentecostale rămâne a fi plantarea bisericilor și creșterea spirituală a membrilor. Biserica Elim este implicată activ în marea trimitere de extindere a Împărăției lui Dumnezeu. Pe tot parcursul anului, utilizăm diferite metode eficiente de a face acest lucru. Aceste proiecte au loc în grădinițe, școli, stadioane, în oraș sau sate. Una dintre cele mai eficiente metode de evangelizare este predicarea Evangheliei prin fapte bune făcute în numele Domnului Iisus. Pentru aceasta, mergem în satele în care nu există biserici, pentru a-L arăta pe Iisus prin faptele care le face în numele Lui. Ajutorul acordat oamenilor săraci, bătrânilor, copiilor, orfanilor, este bine primit de ei și de cei din jur. Chiar dacă la început oamenii care sunt ajutați nu înțeleg de ce facem acest lucru, aceste fapte sunt convingătoare pentru toți oamenii din localitate. Ei se bucură că ucenicii lui Hristos pot să le ofere aceste bunuri și, astfel, ajung să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Evanghelizarea organizată pentru oamenii săraci, bătrâni, bolnavi, tineri și copii, unde ei primesc hrană spirituală, dar la sfârșitul programului li se oferă și un pachet cu produse alimentare. Este o mare bucurie să afle că cineva se mai gândește la ei. În urma tuturor acestor acțiuni, este o mare bucurie să vedem cum Hristos transformă viețile lor. Vendează biserica, încheie legământ prin botezul în apă și devin ucenici al lui Hristos, mărturisind și altora experiențele lor. Acest lucru a dus la mărirea bisericii Elim, iar din lipsă de spațiu duminică sunt două slujbe în limba română, în două schimburi, și ne pregătim de al treilea, iar apoi unul pentru vorbitorii de limba rusă. Facem lucrul acesta pentru ca să răspundem nevoilor oamenilor care vin la Hristos și vor să asculte cuvintele Lui. O altă activitate a bisericii este lucrarea cu oamenii care deja au fost la evanghelizările organizate și se află în localitățile aproape de Chișinău, satul Cinișeni și orășelul Vatului Vodă. Pe parcursul săptămânii facem întâlniri pentru a le face de cunoscut pașii următori care sunt necesari în cunoașterea cuvântului Scripturii, deoarece ei sunt interesați de aceasta. Ar fi foarte bine ca ei să aibă locașul de închinare în localitățile lor, unde să se dezvolte spiritual și să crească alți ucenici. Și pentru că înțelegeți nevoile actuale ale bisericii.
Vă puteți implica practic în aceste activități. Dumneavoastră puteți să contribuiți la salvarea unui suflet sau a mai multora, la plantarea unei biserici noi și la construirea unui locaș de închinare, la echiparea evangheliștilor și susținerea lucrărilor. Mulțumesc Domnului pentru tot ce faceți și în ce puteți să vă implicați. Doar împreună putem fi mai eficienți și să câștigăm suflete noi pentru împărăția lui Dumnezeu. Îi spuneam lui fratele Alexandru când a venit aici între noi, spuneam să vă arăt un peisaj al lucrării noastre de câți ani numai de anul ăsta sau de 5 ani în urmă și nu totul e nou. Pentru că de la micul samaritean i-a arătat de 5 ani în urmă, de câteva ori, de 3 ori, tot așa. Și ne bucurăm, i-am spus că e ceva nou, pe care n-am văzut încă, binecuvântat să fie Domnul. Noi am crescut, când eram tineri, nu era posibilitate să facă evangelizare, fiindcă eram sub sistemul comunist, mult cunoscut lucrul ăsta, nu aveam dreptul nici nimărui să-i spunem despre pocăință, că și puteau să te închidă că ești inițiatorul împotriva Partidului Comunist. Dar am făcut altceva. Am lucrat altceva în Biserica din Prevolochia, Triscareni, Ciudei, s-au unit frații și am făcut următoarea rugăciune pe care au făcut-o și apostolii de altă dată. Auzi ce spun ei? Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. De putere rogilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele rogului Tău, cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați toți, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneala. Dar am făcut lucrurile astea, ne-am rugat în biserica noastră, cel puțin, în biserica noastră, cunosc și din Brăjurile, Domnul a început să lucreze cu semnul și din nou. Ochii mei au văzut ori care nu vedeau, mi s-au deschis ochii. Am văzut mână ruptă, care a fost total ruptă, oasele au fost ieșite în păr, din dreapta și în stânga. Dumnezeu s-a atins și la o plebeală i-a pus mâna la loc. Am văzut un loc care nu putea merge pe picioare și Domnul l-a ridicat și a umblat pe picioare. Cel puțin 3 sau 4 ologi am văzut despre ăștia care au umblat pe picioare după ungerea cu un de lemn. Și Dumnezeu a început să întărească lucrarea. Au început să vină din toate părțile, fără să mergem să le chemăm veniți. Din Chișinău au venit la noi și din bărți frați, care erau bolnavi de ulce, știți ce înseamnă? Rană la soară. Care Domnul le-a stabilit sănătatea totală pentru că era Dumnezeu. Și oamenii au auzit de starea asta, s-a răspândit vestea și în biserica noastră nu era neîncăpătoare și s-au format încă 7 biserici, care le știu foarte bine pe nume să le spun unde s-au ufașii și vine și s-au pus. Vreau să vă îndemn pe toți. Să ne rugăm Domnul ca să lucreze în Biserica Golgota cu semne și minuni. E ceva important să te rogi și să vezi un loc să ridică în picioare. E ceva important să vii cineva bolnav de cancer sau sângele să fie bolnav de cancer și Domnul să-l vindă. Și avem surori aici și frați în Golgota care au fost vindicați încă în Ucraina. Știu surori care au fost vindicate de cancer la piept și au trăit aici și în America mulți ani, binecuvântat să fie Domnul. Hai să începem de aici, să ne rugăm Domnul să lăsă daruri și minuni în mijlocul nostru, să ridice frați, bărbați, destoinici pentru lucrarea Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea fratele, sta așa un lucru și am zâmbit, spune că dacă eu voi fi la un stol și va fi răpire, îl prind pe ăla din dreapta, din stânga și spun dacă crezi bine, dacă nu, eu mă duc și vă lăs aici.
A spus omul lui, e imposibil lucrurile astea. Știți că atunci când se va face răpirea, vei pleca. N-ai posibilitate să pui mâna nici cu cea din dreapta, nici din stângă. Va fi ceva extraordinar, un eveniment de nemaipomenit. Domnul să ne binecuvânteze. Acest om dușea vestea, dușea o viață frumoasă, de pocăit. Apoi, avea grijă la cuvântul lui Dumnezeu care îl găsim în Vechiul Testament că va veni Mesia. Și el îl aștepta. Și Duhul Sfânt la un șer de rugăciune i-a spus undeva, nu vei muri până nu îl vei vedea pe Mesia. Și el îl aștepta. Dar a venit ziua când Duhul Sfânt i-a spus, acum Duhul. Ăștia sunt doi care vin. Uite, ăștia, copilul pe care îl aduce este Iisus. El n-a luat pe oricare copil în brațe și a spus, acum ochii mei văd mântuirea lui Israel. Nu! El a luat pe Domnul Iisus, fiindcă Duhul Sfânt dirija lucrarea. Slăvit să fie Domnul! Duhul Sfânt dirija lucrarea. Ați vrea să închei cu acest verset frumos care spune Domnul Iisus. Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Aveți grijă